De această dată vă salutăm din Bivolar cu o surpriză frumoasă pentru doamna Angelica și domnul Ioan. O surpriză drept mulțumire pentru cei mai scumpi părinți. Așa că rămâneți cu noi să-i surprindem și să vedem cum vor reacționa la această surpriză. Scumpii mei, mamă, tată, vă iubesc. Voi sunteți cei mai dragi, vă mulțumesc. Viața e una, s-o trăiți, parcă ar fi ultima zi. Împreună să vă știu mână de mână, orice ar fi. Să vă știu mână de mână, orice ar fi. O căutăm pe doamna Angelica și domnul Ioan. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Chiar dacă nu este ziua dumneavoastră, noi venim cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Cineva care și-a dorit să ajungă măcar sufletește aici la dumneavoastră. Veronica. Și să vă mulțumească pentru tot ceea ce ați făcut în acești ani. Veronica e. Da, e că întrebai numărul la casă. Florile sunt pentru dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult. Să vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați cu și tortulețul, care avem și un mesaj special. Și scrie așa. Vă iubim. Vă iubim. Și noi... Am să vă rog să mă ajutați dumneavoastră un picule să-l țineți așa. Pe lângă aceste daruri frumoase, noi pentru dumneavoastră mai avem pregătit și un mesaj din partea celor care astăzi și-au dorit să ajungă aici la dumneavoastră. Iar mesajul pe care l-avem pregătit spune așa. Dragii noștri, mai înainte de toate aș dori din suflet să cer iertare dacă am greșit cu ceva, chiar și fără intenție. Aș vrea să vă mulțumesc din suflet fiindcă ați crescut un bărbat minunat care, datorită lui, pot fi și eu fericită pe deplin. Iar lui îi mulțumesc că mi-a oferit așa părinți. Vă mulțumesc că mi-a oferit căldura părintească și iubirea de care cu toții avem nevoie la rândul nostru. La voi am găsit iubire și familia pe care mi-am dorit-o de când mă știu. Îmi sunteți părinții pe care am dorit să-i am întotdeauna și pot spune asta la o lume întreagă fără nicio reținere. Vă mulțumesc că m-ați primit în această familie frumoasă. Vă voi respecta și vă voi iubi toată viața. Pentru mine nu sunteți doar niște socri, ce se înțeleg cu onora, sunteți părinții mei și vă iubesc din suflet. Cu drag și dor, Veronica. Dragii mei părinți, și eu vreau să vă mulțumesc și să vă spun că vă iubesc enorm de mult. Vă sunt dator vouă pentru persoana care sunt astăzi. Mami, iartă-mă că uneori mai vorbesc ce nu trebuie și te supăr, dar știi că așa sunt eu și te iubesc din tot sufletul. Toată lumea spune că tatăl este cel ce te crește, nu cel ce îți dă viață. Și de asta vreau să-ți mulțumesc, tăticul meu, că m-ai crescut și m-ai educat cum ai știut tu mai bine. Cu iubirea ta și sfaturile tale sunt și eu bărbat. Ești și vei rămâne un tată exemplu. Te iubesc și te respect din suflet, cu drag al vostru fiu Liviu. Vă iubim, vă respectăm, vă dorim sănătate, bucurii și fericire alături de toți cei dragi. Cu mare drag, dor și respect ai voștri copii. Liviu, Nora Veronica și nepoata Patricia. Acest mesaj vine tocmai din Cehia pentru dumneavoastră. Mi-am dat seama, zic, pentru prima dată am crezut că merge la o cunie civilă, unii se duce după amiază, când m-am văzut pe drum. Asta de-aș mă ia la contemplare. Și noi le mulțumim din suflet și iubim, ne este dor de ei, așteptăm acasă. Ei sunt sufletul nostru și ei și celălalt băiat. Chiar dacă sunt departe și-au dorit să ajungă măcar sufletește aici la dumneavoastră. Așa este. Și să vă mulțumească așa cum meritați, cum o spus și dumneavoastră. Iar acum să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și melodii pregătite din partea dumnealor, care doresc să o ascultăm împreună. Dar sunteți mai aproape de doamna! Brațele tale, mamă, am crescut. Ai fost pentru mine dragoste și scut. Mi-ai dat prima alinare și primul sărut. Și uitam de toate pe acest pământ. Tată, mi-ai dat tot ce ai avut mai bun. Cel mai fericit copil am fost. M-ai ținut mereu de mână și cu suflet blând. Cum ai învățat iubirea să o cânt. Scumpii mei, mamă, tată, vă iubesc. Voi sunteți
mea bate pentru amândoi. Și când sunt plecată mă gândesc la voi. Vă aduc cerul la picioare să fiți lângă. Noi tare sperăm, doamna Angelica, că la când ești de bucurie, că aveți copii care vă iubești și vă respectă atât de mult. Sănătate multă vă dorim. Să vă bucurați de copilașii dumneavoastră, de nepoței. Chiar a fost surpriză, de o să te aliniștiți, că nu e la mine. Dar eram curios, zic, la cine se duce, păi că da, mi-am dat seama. Nu aveam niciun eveniment așa. Noi tare sperăm că am reușit astăzi să ajungem aici la dumneavoastră. Mi-ați făcut o bucurie. Mi-ați făcut o bucurie, mulțumim frumos, mulțumim și lor din suflet, le dorim tot ce... binele din lume. Sănătate, putere de muncă, îi așteptăm cu drag acasă. Și noi suntem bucuroși că am reușit să vă prindem aici, că știm că plecați. Da. Suntem veniți doar acum, în perioada sărbătorilor, și plecăm la București înapoi. Sănătate multe! Mulțumim frumos! O zi cât mai frumoasă! Și să aveți mereu parte de surprize plăcute din partea copilașilor dumneavoastră și deja cu Doamne ajută să ajungă chiar dumnealor aici, lângă dumneavoastră. Da, mulțumim!